Să rămânem în picioare pentru a asculta un cuvânt din Sfintele Scripturi, Cartea Maleahii, capitolul 3, citesc versetele 14 la 18. Maleahii 3, începe cu versetul 14. A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncii lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a dat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte și reaminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea între cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Prin bunăvoința, prin harul Domnului, suntem în adunare. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și dacă noi ne bucurăm să ne întâlnim, frați și surori, la adunare, într-o parte sau alta, cât de bucuroși am fi să fim la o adunare în cer, acolo unde este amvonul lui Dumnezeu. Știți că Pavel a fost răpit acolo, dar a zis că nu-i voie să se spună prea multe de acolo. Totuși, mai avem câte o mică fereastră prin care s-a văzut, prin care s-a auzit câte ceva de acolo. Și între altele scrie în Apocalipsa 4 o secvență de la o slujbă din cer. Acolo se spunea zi și noapte. Sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul acel puternic care era, care este și care vine. Și alții, cum și aici când slujim unii, alții spuneau în închinare, vrednic ești Doamne și Dumnezeu nostru să primești slava, cinstea și puterea. De ce? Căci Tu ai făcut toate lucrurile. Și mă gândesc că de acolo din cer se văd mai multe decât te vedem noi aici. Și se știu mai multe decât știm noi aici. Prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Mărit să fie Domnul. Amin. Și dacă ar fi să o luăm numai câte vedem și numai câte știm noi, așa, din săptămâna creației, se uita Dumnezeu seara și spunea, sunt bune, am adăugat ziua următoare, iar bune, și a apărut și verdeața, și vegetația toată, și vietățile. Și știți când cineva realizează, este producător, fabricant, undeva are o siglă acolo, trebuie să înscrie un tablou, avem acolo un colț, o semnătură, cine l-a pictat. Și când ne-a creat Dumnezeu pe astea toate, unde era să scrie că El e autorul? Că e scris în Romanul, că dacă te uiți, îți dai seama că au autor, dar unde să scrie? Și mie așa îmi vine să spun că Dumnezeu, după ce le-a creat pe toate, în ultima zi a creat omul, care le-a înfrumusețat pe toate și i-a dat puterea să vorbească și harul să laude pe Dumnezeu și cred că ar trebui să fie înscris pe buzele noastre că Dumnezeu le-a creat pe toate. Ar fi fost prea puțin să scrie pe o stâncă că Dumnezeu a creat munții. Dumnezeu ne-a lăsat pe noi să-i admirăm și să spunem noi tot mereu cu buzele noastre, slăvit să fie Domnul care a creat și peisajul ăsta. Când vezi roadele, să spui, astea sunt tot de la Dumnezeu, nu sunt fabricate în laboratorul nostru. Când vedem oamenii, apoi când vedem biserica, să spunem, slăvit să fie Domnul, că El le-a făcut pe toate și prin voia Lui stau în ființă. Multe au realizat oamenii, au făcut palate, au fost împărați care și-au construit câte toate cetăți, unde sunt? Nu mai stau în ființă, că nu mai sunt ei în ființă. Dar fiindcă Dumnezeu este în ființă, ce a creat El rămâne în ființă. Mărit să fie Domnul! Dragii mei, oriunde vă uitați, în sus, în jos sau în coace sau încolo, trebuie să ne întoarcem cu mulțumire și să spunem mărit să fie Domnul! Ca și Creator, ca și Mântuitor,
slavă Lui în vecii vecilor. Facem așa? Ne asemănăm cu cei din cer care strigă așa? Când ajungi să le pricepi, să le admiri, faci cum scrie într-un psalm, vă amintiți în care? Cei ce iubesc mântuirea să strige fără încetare. Într-un psalm scrie mărit să fie Domnul, dar în altul scrie prea mărit să fie Domnul. Adică să-i aducem lauda toată cât o putem, că lui Dumnezeu îi se cuvine mai mult de atât, dar măcar cât putem, numele Lui să fie binecuvântat. Din partea acestui Dumnezeu mare și sfânt, vă doresc tuturora harul de care aveți nevoie. Amin. Aș vrea în această seară să privim în Sfânta Carte și dacă am fost ispitiți, sau altfel spus, dacă ne întreabă cineva, dacă nouă ne este clar, ce câștigăm dacă slujim lui Dumnezeu? Este o întrebare și în cartea Iov scrie la capitolul 35, versetul 3. La ce îmi folosește? Ce câștig am să nu păcătuiesc? Care-i câștigul care noi putem să ne alegem de pe acest pământ? Dar un câștig care să nu se lase cu pierderi la urmă. Pentru ce merită să mă zbat? Ce merită apreciat, valorificat în viața asta trecătoare? Vreau să vă citesc câteva versete din cartea Proverbe și să tragem împreună o concluzie. Citesc din capitolul 3, de la versetul 13. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Dar de ce? Căci câștigul pe care îl aduce ea, adică înțelepciunea, este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul, metale prețioase, care se consideră uneori că sunt mai de valoare decât imobiliare sau bani. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este viața lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute, toate cărările sunt niște cărări pașnice. Este un pom de viață pentru cine o apucă. Auzi, mai mănânci un fruct, iar ai viață. Și cei ce o au sunt fericiți. Citim și din capitolul 8, de la versetul 10. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul, căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Cum adică dacă aș deține și aș fi unic proprietar a pământului? Și atunci înțelepciunea ar putea să-mi conferi o valoare mai mare dacă aș avea decât toate acestea? Poți să fii proprietar peste sistemul solar și înțelepciunea ai tot superioară rămâne. Iată ce mai scrie aici despre ea. Versetul 19. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat, venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărării neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu moștenirile. Sau, versetul 35, căci cel ce mă găsește, găsește viață și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiaște împotriva mea, își vatămă sufletul lui. Vreau să vă descriu nu doar în mod comparativ, cu cât e de o mai mare valoare decât înțelepciunea, decât toate celelalte. Să vedeți cum o prețuiește Dumnezeu, ce valoare are la Dumnezeu înțelepciunea. Scrie aici în 8:22, Domnul mi-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui. Înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui, eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început. La ce se referă Scriptura aici?
Ce este înțelepciunea asta care e mai de preț decât orice, oricând, oriunde? Vă dau o definiție simplă, ușor de reținut. Fratele făcea referire la un verset de aici și vreau să vă-l citesc. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Și știința sfinților este priceperea. A avea înțelepciune înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu și a gândi cum gândește El. În cartea Proverbelor, nebunia este exact opusul. Să gândești după mintea ta, să te iei după mintea altora, sau și mai grav, spune Biblia și de înțelepciune drăcească. Înțelept nu este cine are memorie bună, asta spun în concept biblic. Înțelept nu este cel ce are mai multe doctorate sau a avut capacitatea să acumuleze valori, că înțelepciunea e mai mult decât toate valorile. Repet, înțelept este să poți să gândești ca Dumnezeu, să înțelegi lucrurile așa cum le-a gândit El, asta din veșnicie, de la început. Știți ce a gândit Dumnezeu de la început? La ce s-a gândit Dumnezeu înainte de a se apuca de creație? Ce a fost în mintea Lui? Și dacă i-am întrebat asta, pe mulți deștepți din lumea asta nu le-am putea da notă de trecere. Scrie în 1 Corinteni, capitolul 2, vă citesc de la versetul 7. Noi provăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Ați înțeles? Deci la ce se gândea Dumnezeu înainte de a face lumea asta? Ce a făcut Dumnezeu mai întâi înainte de a face lumea? Citesc din Efeseni, capitolul 1. Și aici iar avem un motiv să binecuvântăm pe Dumnezeu. E cel mai mare motiv, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești și în locurile cerești în Hristos. În El, Hristos, atenție, să surprindem momentul. Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii. La ce s-a gândit Dumnezeu înainte de a face lumea? La planul mântuirii. Acolo e originea înțelepciunii lui Dumnezeu. Și cine ajunge să priceapă asta, a câștigat totul. Spunea Dumnezeu, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul? Și acolo s-a decis cum să fie mântuite sufletele. Ne-a ales să fim sfinți și fără prihană. Și scrie aici în versetul 9, a binevoit să ne descoperă taina voii sale. Și dacă mă întorc la 1 Corinteni, capitolul 2, scria mai departe acolo, citesc cuvintele Apostolului Pavel, n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Dacă ar fi înțeles asta, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei, că atunci s-a deschis acest plan de mântuire și atunci s-a decis și Domnul Iisus a acceptat să vină să moară pentru noi. De-aia spune Pavel aici în 1 Corinteni 1, că a propovăduit crucea asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. A pricepe că Dumnezeu înainte afacerea lumii l-a pregătit pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi, e ceva ce întrece gândirea oamenilor deștepți. De aceea numai Duhul lui Dumnezeu ne poate ilumina să pricepem asta. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Dacă dobândim înțelepciunea asta, cum spunea David către Solomon, fiule, cu tot ce ai, dobândește pricepe. Și el s-a rugat, cum știți, și a spus, Doamne, dă-mi înțelepciune să pot conduce poporul acesta. De asta știți ce a însemnat. Ajută-mă să știu ce am de făcut 40 de ani, că atâta a domnit. Dar dacă pricepi înțelepciunea aia de la începutul viacurilor, tu știi ce ai de făcut pentru vecii vecilor. Știi că Dumnezeu te-a ales în Hristos. Și ești
mai fericit de cum ți-ar da cineva toate comorile. Ce să faci cu ele? Să le ții evidența? Îți trebuie contabil, că nu te descurci. Să le folosești pe toate? Sunt prea mare surplus. Răvnesc hoții, nu? Rugina și molile își fac și ele misiune. Dar dacă ai priceput rostul lucrurilor, înțelepciunea lui Dumnezeu, aceea care a gândit-o El de la început, ești fericit și asta pentru vecii vecilor. La ce ne folosește să slujim lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu, vine vremea când își va deschide catastifele și va nota prezența noastră de la adunare și de la spital, va deschide catalogul mântuirii și va fi o zi deosebită. O, câți oameni mari ar vrea să schimbe cu noi în ziua aceea! Cum zice poetul, cei ce în ochii dumitale nu făceau două parale, vor ateriza în orale la altitudini siderale, Marte, Venus, Jupiter. Cei disprețuiți pe cale de alte pături sociale vor ajunge în slavă. Ce va fi atunci, ce va fi acolo? Da, dacă nu dă Dumnezeu înțelepciunea asta, oamenii nu pricep. Nu își dau seama. Se încurcă. Cred că sunt înțelepți și când colo, nici vorbă. Aș vrea să punem ideea asta într-o altă formă. Spune Apostolul Pavel, vă citesc din Filipeni, capitolul 3. Băiatul acela, să o luăm din copilăria lui, a fost foarte inteligent, mai avansat decât alții. Dacă ar fi fost sistemul, cum este în unele țări, dai un examen și treci peste clase, rămân cei de o vârstă cu tine în clasa a doua, tu ești într-a șaptea, geniu. Spunea el, eu aș avea încredere în lucrurile pământești. La tinerețe a ajuns într-o poziție religioasă, socială, de cinstit, de temut. Și la un moment dat, mergând pe drum, în loc de zi s-a făcut noapte și a auzit o voce ce n-am auzit-o până atunci. Și a întrebat, cine ești? S-a zis, eu sunt Iisus. A auzit el de Iisus. Și chiar se luptase împotriva lui Iisus. Dar atunci a îngenunchiat și cred eu că în acele trei zile s-a frământat enorm. Câtă zbatere a fost în filozofia lui, le-a luat în calcul pe toate, cum spune, era deștept. A capitulat, i-a dat Domnul Iisus o dovadă puternică a prezenței și a puterii sale, a lăsat Duhul Său peste el, a lăsat vindecare și din ziua aceea a spus următoarele, Filipeni 3:8. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate. Și îmi pare rău după ele? Da. Le socotesc ca un gunoi. Dar tot ce e pe pământ nu-i gunoi? Nu-i pentru cenușă? Cu oameni cu tot. Se descompun ca și celelalte materii. Ca să-L câștig pe Hristos. Asta e înțelepciunea. Să știi ce a gândit Dumnezeu la început, de fapt ce a gândit? Să ne-L ofere nouă pe Hristos. Ce a avut mai scump și împreună cu El scrie Roman capitolul 8 că ne oferă toate lucrurile. Eu nu spun că nu sunteți religioși, că doar sunteți la biserică. Dar dacă ar fi ca în seara asta să vină Domnul Iisus Hristos, v-ar cunoaște sau ar spune că nu vă cunoaște? Problema e foarte serioasă. Am fost plecat acum de vreo săptămână, de două mai exact, una jumate, și îmi povestea un frate păstor că a fost în America la o biserică baptistă și nepoții lui traduceau slujba, predica. Predica un păstor baptist de la o biserică de 6.000 de membri, se îmbolnăvise grav. Un plămân îl consumase cancerul, celălalt urma pe același drum și a ajuns în spital. În salon cu el a îngăduit Dumnezeu să fie un păstor pentecostal. Și din vorbă în vorbă, amândoi slujitori au ajuns la diferența dintre baptiști și pentecostali, cu sau fără Duhul Sfânt, cu sau fără vorbire în limbi, minuni și prorocii.
Și a încercat penticostalul de dimineața până când timpul le-a permis să o ia așa din fapte, doi la rând, și la urmă, baptistul tot baptist a rămas. Și zice fratele, auzi, mă las să mă rog pentru tine. Nu, cum să zică să nu se roage? Și a început penticostalul să se roage, dar s-a rugat. În engleză s-o fi rugat, că erau americani, s-a rugat în alte limbi. Și la un moment dat nu mă aude că se roagă și baptistul în alte limbi. Când s-a terminat rugăciunea, baptistul a zis, da, sănătos. Eu n-am putut trage aer în piept de luni, de nu știu cât a fost bolnav. Și fratele a zis, Dumnezeu s-a îndurat și te-a vindecat. A doua zi vine medicul și îi spune la fratele penticostal, v-am făcut analizele, n-aveți nicio problemă, vă externăm. Venise cu un alt scop acolo. S-a făcut și fratele baptist sănătos, s-a dus la adunare și ce să le spună în duminica aceea? Predica din calendar? Nu putea. Le-a spus toată experiența lui. Și la urmă l-au așteptat bordul de slujitori, 150 la număr, la o biserică de 6.000 de membri. Și i-au pus în vedere, noi suntem baptiști, ai de ales. Îți dăm 2 luni să te decizi. Și s-au dat pe lângă el prietenii și au spus, auzi, păstrează asta pentru tine și dă slavă Domnului, dar nu mai spune în adunare. Și el a zis, dar nu pot, n-am cum. L-am cunoscut. Și timp de 2 luni, Domnul a mai botezat 300 cu Duhul Sfânt. Și a venit ședința cu adunarea generală în care trebuia să spună renunță la practicile astea sau își dă demisia. Și l-a spus, cu toată libertatea, mă retrag, dar mai am o dorință. Pentru că eu am fost vindecat de Domnul până am fost aici în biserica asta, aș vrea astăzi să vină bolnavi în față să mă rog pentru ei. Și a zis, mă, am o rugăciune, o rugăminte. Să-i lăsați pe ăștia 300 care au experimentat lucrarea Duhului Sfânt să vină să mă ajute în rugăciune. Și spunea fratele, nepotul îi traducea, în ziua aceea Domnul a făcut unul să sară din cărucior, unul să-și capete, nu mai țin minte, auzul sau vederea, cazuri vizibile, cunoscute. Și atunci a sărit adunarea și a zis, nu se poate să plece. Asta ar însemna să renunțăm la tot ce ne-a făcut Dumnezeu în lunile acestea. Mărit să fie Domnul. Tot într-un mod miraculos a ajuns și Pavel să-L cunoască pe Iisus. Și a zis, renunț la orice, L-am câștigat pe El. Și din nou vă întreb pe dumneavoastră, L-ați câștigat? Îl cunoașteți? Uneori se plătește un preț. Fratele acesta ar fi fost gata să plătească prețul să-și dea demisia. Apostolul Pavel a mers cu escortă și cum a plecat din Damasc? Într-o coșniță, fugind. Dar a zis, nu contează. El putea să fie mare acolo la Ierusalim, a ajuns să fie pălmuit, să fie judecat și să se strige, nu merită să trăiască. Dar Dumnezeu decisese altceva, să trăiască veșnic. Asta-i înțelepciunea lui Dumnezeu. Să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Se face asemenea cu moartea lui, zice Pavel mai departe. Se spunea, nu că am și câștigat premiul, dar pentru un asemenea obiectiv, după ce am primit înțelegerea asta, nu mă mai interesează ce rămâne în urmă. Mă arunc înainte. Și spunea el, cetățenia noastră este în cerul de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Lui a fost îngăduit și să facă o vizită acolo, unde urmează să ajungem cu toții, Doamne, ajută-ne! Oare vom pricepe asta? Oare pricepem ce a făcut Domnul Iisus pentru noi? Oare când luăm cina Domnului, ne dăm seama ce s-a întâmplat, ce comemorăm noi, ce s-a realizat?
E obișnuiesc să numesc cina Domnului singura sărbătoare oficială a bisericii. Și a spus Domnul, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și-a spus la ucenici, până când îl vom bea din nou vinul acesta nou în împărăția cerurilor. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Adică atunci când te familiarizezi cu înțelepciunea asta, când pricepi planul lui Dumnezeu în Hristos, tu nu mai ai ce să pierzi. Știi, s-ar putea să pierdem, dar știți ce pierdem? Consumabile. Păi oricum se consumă. Se pierd. Și bine spune o vorbă înțeleaptă, înțelept este omul care dă ce nu se poate păstra, pe ce nu se poate pierde. Bietul Esau, vă amintiți de el? A avut dreptul de întâi născut. Era o favoare în vremea aceea. Și de foame a renunțat. Spune Scriptura aici în Genesa, capitolul 25, mi-a fost mil așa de Esau, nu numai odată, nu doar așa că a plâns, dar și aici. A zis el, la ce îmi slujește dreptul acest de întâi născut? Ca și cei din Maleahi de care am citit, la ce îmi slujește la ce câștig să slujesc eu Domnului? I-a dat pâine și ciorbă, a mâncat, a băut, s-a sculat și a plecat. Chiar așa de mor de foame era, dacă imediat a putut pleca, era la vânătoare? Nu. Dar a cedat. Și a dat valoarea. Și acum vă rog să vă gândiți. Ne ducem cu imaginea în împărăția lui Dumnezeu. Știți că se vede de dincolo, de la întuneric, se vede la lumină, da? Numai de la lumină la întuneric nu se vede. Că nu Lazar l-a văzut pe bogat, bogatul l-a văzut pe Lazar. Și va vedea Esau pe Avraam, bunicul, Isaac, tata, Iacov, frate meu, la masă. Și el aruncat afară. Și își va aminti, dar eu am avut dreptul de întâi născut, eu trebuia să stau lângă tata. Dar de ce n-am stat? La ce îmi folosește asta? N-a înțeles asta. Și asta va fi cea mai mare nefericire. Să ratezi ziua aceea. Vă recitesc cuvintele care vi le-am citit din Maleahi, capitolul 3. Spune Cartea Sfântă aici. Acum fericim pe cei trufași. Ei sunt puternici. Cucem psalmul 73, vorbesc de sus, cu răutat, ce știe Dumnezeu? Și Asaf zicea, măi, într-o primă fază așa stau lucrurile. Eu, tot de pe jos, mă ridic dintr-una, pic în alta. Și zice, n-am priceput până n-am văzut că ei se pierd. Pe când ăștia câștigă, Domnul a tăcut, a notat într-o carte și în versetul 17 ei vor fi ai mei. Vă doresc să fiți ai Domnului, să vă aibă în evidență, să vă cheme în ziua aceea la apel și să fim a Lui pentru vecii vecilor, mărit să fie Domnul. Prezint lucrurile într-o altă imagine. Cum să dobândim înțelepciunea asta? Vă citesc din Proverbe, capitolul 2, de la versetul 1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta, atunci vei înțelege frica de Domnul, căci vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune. Adică nu trebuie să căutăm înțelepciunea asta, cum scrie tot în Proverbe, că nebunul o caută la capătul pământului, prin astre, prin zodii, nu, prin diferite forme de misticism, cum se întâmplă în alte religii, să te chinui. Nu! Zice în Deuteronom și este reluat în Noul Testament prin Pavel în Romani, că porunca nu e în cer, să zici, cine o să ne-o coboare de acolo? Nu-i dincolo de mare să spui, dar cine va trece marea să ne-o aducă? Înțelepciunea lui Dumnezeu e cuvântul care e acii. De acii le pricepi pe toate. Scriptura te descurcă de acum pentru vecii vecilor.
fără Scriptură, s-ar putea să nu te descurci până să te culci în seara asta. Citim Scriptura? O deschidem mai cu drag decât pagina de Facebook? O lecturăm mai cu drag decât știrile? Aici e înțelepciunea lui Dumnezeu. Zice în Psalmul 119 la 97, cât de mult iubesc legea ta toată ziua? Sunt mai înțelept decât toți vrăjmașii, decât toți bătrânii. Povestea fratele Tipei undeva într-o predică că Domnul l-a trimis la un spital și i-a dat numărul unui salon, s-a dus acolo, s-a uitat, a vorbit cu unul cu altul și de pe un pat un comunist bătrân avea ceva cărți scrise. I-a spus, domnule, am ajuns la capăt, sunt necredincios, sunt nefericit, nu mai mă bagă nimeni în seamă, nu am niciun subaltern. Și fratele a vorbit despre Domnul. Și într-un al 12-lea ceas a trezit omul acela. Și a înțeles fratele de ce a fost trimis acolo. A murit câteva zile mai târziu, dar a lăsat vorbă la colegii din salon să-i spună la pastorul care îl va vizita că el s-a întâlnit cu Iisus. Dacă ar mai fi avut putere, cred că și-ar fi azi toate cărțile ca și aia din Efes. O să le ardă alții. Dar cum a avut Dumnezeu milă de el? Dar asta nu înseamnă să ne lăsăm și noi pe ultima zi. Că s-a îndurat Dumnezeu. Eu zic că s-a îndurat deja. Hai să vă întreb, care-i mai mare mila lui Dumnezeu? Că le iartă Dumnezeu pe unul la 70 de ani și îl mântuiește pentru câte au făcut, îl iartă, sau că te mântuiește Dumnezeu la 20 și te ajută să nu mai păcătuiești 50 de ani? Care-i mai mare milă? E mare și una și altă. Dragii mei, vă îndemn. Acum când toți avem școală, putem citi, putem auzi, să ne pasionăm de cartea asta cu zi cu noapte. E scris cu zi cu noapte, e scris? Se cuge zi și noapte. Știu că fratele Zaharia Bica mai vine pe aici pe la dumneavoastră, da? L-am auzit eu spunând că a citit toată viața, biblioteci de cărți și au zis, am rămas cu cartea asta. Noi deja am ajuns la ea. Să o citim, că aici sunt cuvintele vieții. Și dați-mi voie să vă spun că dacă o să citiți și o să vă umpleți de Scriptură, o să și vorbiți ca la Scriptură, o să vorbiți cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Nu se poate altfel, că din prisosul inimii vorbește gura. Da, am citit undeva că prin anii 1800 și un pic, venise Benjamin Franklin în Franța pentru ceva conferință și a făcut referire la Scriptură. Acolo erau iluminații francezi imediat după Revoluție. Mai carte veche, ține de Evul Mediu, mai perioada modernă. Și pe parcursul lucrărilor conferinței a făcut referire la episoadele din Cartea Rut. Și la urmă s-a dus un filozof francez și a spus, domnule, din ce roman ați amintit episoadele acelea, că eu nu l-am citit încă? Și a zis, din cartea aia pe care nu mai vreți să o citiți, dar cartea aceea are episoade mult mai extraordinare. Episodul care eu vi l-am spus e un simbol doar a unei lucrări mărețe care o face Dumnezeu cu mântuirea neamurilor. Să ne ajute Dumnezeu să citim Scriptura. Îi spunea Dumnezeu lui Iosua și îmi place să amintesc acele versete, Iosua capitolul 1, de la versetul 8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce-i scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Da. Deci înțelepciunea înseamnă
a gândi ca Dumnezeu, a-L cunoaște pe Hristos, a cunoaște Scripturile. Că asta este important și acesta e adevărul. Celelalte sunt chestiuni relative, trecătoare. Nici fizica, nici chimia n-are formule ultime și definitive. Tabloul Mendeleev tot trebuie completat, legile fizicii trebuie modificate, numai cuvântul, cum se spunea și în cântare, este veșnic. Cerul și pământul vor trece, și asta a spus constructorul. Dar cuvintele mele nu vor trece. De aceea să rămânem lângă acest adevăr veșnic. Vreau apoi într-o altă idee ca o aplicație a acestui câștig al înțelepciunii. Să știți că noi trebuie să-L cunoaștem pe Hristos nu doar în postura de mântuitor, mai este ceva. Zicea acolo Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și zice în Galateni, capitolul 2, citesc versetul 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care trăiesc, o trăiesc în credința Fiului Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Adică înțelepciunea asta când o dobândești, când pricepi proiectul lui Dumnezeu, știi la ce ești chemat, ce te așteaptă, îți schimbă viața și trăiești altfel. Două versete vă citesc, 1 Timotei 6:5. Unii cred că evlavia este un izvor, adică oamenii au ajuns să creadă că pot câștiga ceva aici și din religie, nu numai din muncă. Dar versetul următor, după ce ne spune să ne ferim de ăștia, ne dă soluția bună. Negreșit, evlavia are ceva. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Că evlavia, scrie aici în 4:8, are făgăduința vieții de acum și acelei. Deci înțelepciunea nu doar că îți dă harul vieții viitoare, dar are înțelepciunea și evlavia și un folos acum și aici. În ce fel? Adică ne învață Dumnezeu cum să trăim cu înțelepciunea asta. Și apoi spune în proverbe, zice, înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să urte greșelile. Și dacă ajungi la deșteptăciunea asta, nu mai ai probleme cu ura, nu mai ții evidență la cine ți-o greșit. Ești liber de sarcini. Dacă dobândești înțelepciunea asta, zice în Filipeni 4, m-am deprins să fiu mulțumit și bogat și sărac. Adică înțelepciunea asta te face să vezi că dacă astăzi dimineața ai văzut soarele, e mare har. A fi într-o țară cu pace, a avea familie sau cel puțin a avea mintea întreagă și harul lui Dumnezeu peste tine, pâinea pe care să o mănânci, înțelepciunea asta te face să fii bucuros. Uitați-vă dumneavoastră printre oameni, vezi, discută unul, e nemulțumit, el ar fi mulțumit dacă ar fi alți politicieni, ar fi mulțumit dacă ar fi fost altfel recolta, dacă ar fi altfel nevasta, altfel bărbatul. Ăștia în veci nu-i poți mulțumi. Ei orice ar mânca, ceva nu au avut gust. Scrie în Biblie, în Estera, capitolul 5, că Haman a fost chemat la ospăț, un dineu special. O ieșit, scrie acolo, în ziua aceea, vesel și cu inima mulțumit. Dar până unde i-a ținut mulțumirea? Până la poartă, cum spunea cineva, că nu a avut bilet de voie să iasă. Și acolo nemulțumit că unul nu i s-a închinat. Păi numai dacă unul ți-a dat prioritate, păi poți fi supărat până la Cluj de acum, nu? În loc să fii liniștit, să te bucuri că ai mașină, că mergi pe jos, că mergi în siguranță, nu-s teroriști să tragă după tine.